Liga 1 poate nu e, eu știu, favorita noastră, cu siguranță nu e, chiar nu cred că e favorita multora, dar pentru pariori e o idee în continuare încă destul de bună. Sau pentru unii dintre pariori, sincer, mie îmi place Liga 1 din punctul ăsta de vedere, pentru că pare deșifrabilă. Eu o înțeleg destul de bine. Nu și simpatizez, dar de înțeles o înțeleg destul de bine. Și hai să vedem ce putem scoate. Ține în cont că e abia startul campionatului, încă nu pariem sume mari pentru că riscăm. Nu știm exact cât de consistentă e imaginea pe care ne-am făcut-o până acum. Chiar dacă am înțeles ceva din primele două etape, nu putem băga mâna în foc că lucrurile vor merge așa cum am înțeles noi, că rezumatul ăsta pe care ni l-am făcut în privința fiecarei formații. Dau una peste alta, spre exemplu, Poli Iași joacă cu Academica Clinceni. Poli Iași cu Mihai Teja la cârmă se exprimă foarte coerent. Mie îmi place, are o fluiditate în joc, evident, nici nu are jucători foarte buni, nici nu poți să te gândești la un proiect pe termen lung la Iași, dar una peste alta în momentul de față surprinde prin stilul ăsta fluid de joc, stil pe care îl văzusem și la FCSB în a doua parte a sezonului trecut. Mihai Teja, așa cum putea el, și la FCSB reușea să să limpezească un pic jocul. Există calitate la acest antrenor. În ce măsură, nu știu dacă pot să fac o comparație, dar ceva există. Iar Iașu se exprimă frumos. De partea cealaltă este Clinceniul, care vine după două rezultate, în două meciuri în care s-au marcat câte 5 goluri. În prima etapă, Clinceniul pierdea cu cu CSU Craiova 3-2 în deplasare, pentru că în etapa cu numărul 2 am văzut CFR victorioasă în fața unui Clinceni aproape fără niciun fel de replică. Așadar, cu CSU Craiova a marcat acele două goluri, dar într-un moment în care CSU era cu apărarea la pământ, iar contra CFR-ului a marcat pe final, era 4-0, a reușit să reducă din handicap, însă per total senzația a fost că cei de la Clinceni au fost total pe lângă meci. Iașul a reușit să remizeze la CFR Cluj în prima etapă și apoi a câștigat cu Astra 1-0. Un meci destul de bunicel, să spunem, dar nu chiar nemaipomenit. Gazdele să câștige cel puțin o repriză 1-40, foarte bună această cotă. Și de asemenea, eu o să încerc și 1 solist, victorie Poli Iași, deși e greu acest pariu, dar de încercat merge. Adică de încercat înseamnă nu fac mari speranțe pe pariul ăsta, dar dacă reși, cota e foarte bună și merită folosită. Voluntari joacă cu Astra și vedem pe ecran pontul pentru această partidă, sub 2,5 goluri. Voluntariul vine după egalul cu Sepsi din prima etapă și înfrângerea de la Botoșani. Dacă Sepsi, o echipă care totuși n-a mai câștigat de câteva luni bune în Liga 1, ține de meticulozitatea asta defensivă pe care am văzut-o în startul de campionat, așadar acel 0-0 e oarecum explicabil din prima etapă în deplasarea de la Voluntari. Înfrângerea cu Botoșani 4-1 a fost parcă una care a arătat absolut toate vulnerabilitățile Voluntariului și mă aștept ca viața acestei echipe să fie una destul de grea în noul sezon. De partea cealaltă, Astra Giurgiu trece prin probleme destul de mari, pentru că ați văzut inclusiv Dan Alexa își caută identitatea în momentul de față. Nu cred că va fi un meci spectaculos, probabil puține goluri. Mediaș o primește pe Sepsi, Pau sau final 1. 2-2 cu Chindia în prima etapă și 2-0 în deplasare la Hermannstadt, favorită Mediaș. Da, să vedem dacă Sepsi reușește să treacă de seria asta de 0-0 cu care a început sezonul. Craiova, Târgoviște, 1-0-3 goluri, evident favorită formația gazdă. Viitorul Hermannstadt slabă, pierdut 4-3 cu FCSB și apoi acasă cu Mediaș 0-2. FCSB Botoșani 1 și peste 1,5 goluri
probabil chiar victoria FCSB-ului, o cotă de 1.50 pentru acest pariu. Haideți să vedem acum cote un pic mai mari. Este vorba de supercotele pariuri 1x2.